Lasă-mă în pace. Aaa, trădătorule, Miță! Te-ai dus cu creeper-ul. Ce faci, mă? Nebunie. Nu! Și am spus că asta se întâmplă. Nu! Nu vreau să mor tânăr, nu vreau să mor tânăr, nu vreau să mor tânăr, nu vreau să mor băt. Nu! Nu! Bine ați venit și noi sunt Bagai Kei, Daragiu, și astăzi o să ne uităm la câinele meu cum încearcă să evadeze din cameră în timp ce filmez. Uite cum dă ricoară, mă! Pune-te, si. Ribriță? Ribriță sau nu e ribriță? Așa, deci în episodul ăsta v-am ascultat comentariile la suflet în care mi-ați spus: bă, fă-ți casa mai mare, bă, fă chestia aia. Hai să vă arăt ce am făcut mai exact, cât timp am fost plecat. În primul rând, vă mulțumesc că apreciați această serie minunată. Vine noaptea și o să mor iarăși ca ultimul tântălău. Da, în ultimul episod am reușit să iau itemele înapoi. Până la urmă, eram undeva pe... unde dracu eram când am murit? Deci eu eram undeva pe aici când am murit și am fugit repede înapoi, pentru că am aparent, ați avut dreptate, și m-am spawnat în același pat în care m-am culcat. Nu m-am mai spawnat mama dracu și le-am luat itemele înapoi. Aici cred că am murit, da? Le-am luat repede înapoi și gata, le-am în inventar. Aici. Hai să vedem ce am făcut. În primul rând, am făcut un pic casa. Mikasa e su casa, nu știu dacă se scrie așa, dar e Mikasa e su casa, mai puțin dacă ești mob. Apoi am numit chestia asta pe care o făcusem la început, dacă mai țineți minte, beciul. Îl făcusem atunci când m-am speriat de mob. Nu e ceva înăuntru, pur și simplu e o ușă și care te duce la nimic, mult nimic, unde am săpat eu atunci pietre. Pe lângă acest beci am făcut tam 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 baby grajdul lui Mițu. Pac pac cu intrare. Am pus aici niște hey hey Mițu, ce aș băiatul. Și pot să-l călăresc, pot să-i fac nebunii. Îi place să fie la înălțime dacă te-ai prins. Ha, ha. Ce n-am reușit să-i fac în schimb și trebuie să facem împreună în acest episod minunat, este să-i facem o lesă la băiatul. Oh, ăla ce dracu e? Uite la mine, ce dracu e ăla? Alo? Aha! Și-am văzut să mă bat mai bine. Mi-a spus cineva, au, că dacă îi dau prin sărituri cu critică sau în final are șansă să fie critică. Și dacă îi fac nu știu ce are șansă să fie... Ce dracu e ăsta? Domnule! Ce cauți la mine pe terasă? Ei, prietenos, ești nebun? Ce scârbos a sunat. De ce faci așa scârbos? Ce faci? Ești înalt. Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Nu mă prind ce face, dar aparent face prea multe. Bun, i-am făcut grajdul lui Mițu. Mițu! Mia! Și acum, cu domnul ăsta negru care nu înțeleg ce face pe aici, de altfel. Salut! Ah! Ah! Oh, baby! Oh! Oh, de unde vine? Ce-i asta? Salut! Ce faci? Dacă sunt sub apă, n-ai de găsit. Aaaa! E rapid! Fratele mele! Frate, n-am vrut să... Ce oribil face! Cum scap de el? Spune-ți cum scap de el. Nici nu mai am HP. Nici nu știu de unde vine. Vezi, te pui cu mine! Tocmai mi-am făcut casa frumoasă, fraiere, n-ai nicio șa... Bă, se teleportează nici de mult. Chiar se teleportează sau mi se pare mie cam... Cred că am găsit singurul mob care urăște apa. Nu știu, e tehnica asta să mă bagă în apă ca să scap de el? Te scupa ceva. Ce m-am speriat. Lasă-mă, domne. Lasă-mă, domne, în pace. Am și o casă. Păi, a scăpat. Ăsta e, nu? Ender Pearl. Ender Pearl. Nu știu ce e, dar o să-l punem în inventarul nostru aici. Ar trebui să putem să-i facem un lead lui Mițu. Ceva în genul ăsta se făcea? Am găsit să fac două chiar, mișto. Yes, lead-ul vieții de care am spus de la început că trebuie să-l avem. Ah, și m-a iertat cineva că se pot face, cel puțin, dar nu știu cum, niște geco-lanterni. Dacă bagi așa, spuneți-mi în comentarii cum să faci un geco-lantern. Mă întreb dacă pot să intre în graj la Mițu. Dacă... aparent, nu. Mițu ți-am adus lesa. Oh, chiar i-am pus lesa aici, nu? Pac, l-am legat. Și cum e înapoi gen? Adică... oh, eu scapi, ok. Pot să o trag după mine, cum ar veni? Spuneți-mi că pot să fac chestia asta cu trasul cu orice animal. Plan măreț în momentul ăsta, plan măreț, ascultați-mă copii. Uitați-vă la mine când vă spun că trebuie să facem cea mai mare grădină zoologică din Minecraft ever în viața asta, cu toate animalele. Alpace! Îl lăsăm pe Mițu aici. Mițu, stai puțin acolo. Stai, frate, că acum sunt experimentat. Au! Facem luptă 3v3, baby! Lovește-ți, frate! Oh my god, am dat în 2, ești nebun? Hai să vă mai arăt ce am făcut în subteran între timp.
Pentru că n-am făcut prea multe, doar am săpat și am mai pus niște lumini în plus. Pentru că v-am întrebat la episodul... Nu, v-am întrebat pe Insta Story, cred, sau pe un story undeva. Cum naiba... Ah, am uitat să iau fierul. Ultima oară când am intrat și m-am oprit la fier și pe aici mai găsim niște fier și niște din ăsta. Și a, găsim lava asta, mă, și de-aia mă oprisem. Aoleu, ce m-am speriat. Domnul mi-a spus că de obicei lângă lava găsești diamond. Diamond eu încă n-am găsit și nici măcar nu știu cum să-l găsesc. Mi-am dat seama pe la mijlocul scării astea că am încercat să o fac mai înaltă cu un cub decât capul meu, doar ca să nu dau cu capul într-una când cobor scările. Foarte inteligent, știu, mulțumesc foarte mult. Lava aia mă sperie. Și ăsta aparent e gravel. Wow, am primit recipe pentru dirt, ești nebun. Și aici mai era niște fier, parcă. Sau unde era că era. Mi-a spus cineva că atunci când auzeam eu sunetele alea de random și mă speriam de fiecare dată, erau din cauza că erau dungeon-uri sau ceva, chestii pe sub pământ, unde sunt mobi aparent. Bine, o să știu să mă mai întorc, pentru că așa fac de obicei, mă pierd. Adică merg înainte și după aia uit unde sunt și nici torse nu mai am. A, ce dracu e? Mr. Batman! Batman! Ce faci? Poți să-l... Poți să-i dau lead oare? Dacă merg cu shift? Nu. Mr. Batman! E, ești nesimțit. Nu știu cum să-l iau. Am încercat să-i dau cu lead. N-a mers, m-ați mințit! Lead-ul nu merge pe oricine. Mr. Batman aici de față, nu poți să... Batman! Se zbate, ok. Nu vrem să-l sperie. Omul gâs se aduncește din ce în ce mai mult chestia asta. Mai mult zombi și nebunii. O, mă, găie restul acolo. Nu știu pe unde am picat. Uite, niște fier. Hai să vă arăt și etajul. Punem acest iron la smeltuit. Și vă arăt și etajul. Și ce mai vreau să fac este să facem vârful omul un monument istoric cunoscut, un moment turistic cunoscut. Și lumea mi-a spus că chestia asta face bannere. N-am înțeles mai exact cum face bannere, pentru că ăsta deja părea un banner. În schimb, dacă mai am ul... Dar nu știu că am destul ul. Și scrieți-mi voi în comentarii, chiar vreau să scrieți în comentarii, achievement-uri pe care pot să le mai fac sau chestii pe care vreți să le mai fac. Ok, ăsta este etajul. I-am făcut un fel de mică chestiuță așa. Nu știu cum din exterior aș vrea să arate... Au. Nu știu cum din exterior aș vrea să arate o chestie asta, pentru că arată ca un fel de... Na. Mini fort, cum ar veni. Probabil ar fi frumos din partea mea. Uite, de exemplu, să mergem acum... Ca să fie treaba, nu? Mergem acum pe vârful omul aici, în vârf. Să verificăm dacă putem să îl renumim cumva, pentru că am descoperit magia signurilor și să-mi denumesc tot atât. Mi-am pus signuri peste tot, la cal, la casă, la peste tot. Voi distruge un pic din monument, îl voi altera un pic cu niște blocuri ca să pot să ajung în vârf. Acum, tu, vârful omul. Vârful omul. Gata! Monument istoric recunoscut. Și dacă aș avea și... Da, din păcate n-am. Mă gândeam să-i pun gen niște torțe. Șușu? Ah, am crezut că e un șușu. Aparent e un car. Și mi-a spus cineva că eu, ca să iau pe șușu, am nevoie de lead. Oh, am lead acum. Oh, mă gândesc, pot să-l iau. Am nevoie să-l pândesc, să facă părinții lui pui și puiul să am grijă să-l răpesc ca în serai noaptea în timp ce doarme. Mi-a spus cineva să expansionez această zonă. Dar nu prea știu cum, de fapt, pentru că ăsta e ca un fel de turnulet. Ce mă gândeam eu e să facem ca un fel de oraș medieval în care să aducem villageri, să-i punem să lucreze pentru noi ca niște sclavi. Să ne facem grădină zoo și ca un fel de oraș. Deocamdată ăsta e primul turnulet. Ăsta va fi primăria orașului Daraginskies. Ce? Stesile. Acum hai să facem un fel de zona de chesturi. Și toate le vom uni între ele și va fi șmecherie, nebunie. Uite așa niște scări împunătoare către un palat în ceruri. Vă place o idee? A? Pare plăcubilă. Punem și un pat aici ca să fie... Ca să fie așa central. Gata. The master bedroom. Mua, tuțuc. Acum, dacă tot suntem pe la episodul ăsta în care am făcut... Avem niște armură și avem niște... Hai să facem armura completă. S-a făcut și aici niște iron. Avem pantofiori de iron. Și aparent putem enșanta la o chestie cu cărți nebunii, dar aia necesită diamond-uri din câte am înțeles. Hai să ne culcăm, dău. Merge? Da. Ma boy! Cred că merge. Am uitat varza cu culcatul. Mereu mă întreb cum dracu scap de zombie mai repede. Și răspunsul este în fața mea. Dacă toți suntem aici, hai să nu luăm cu noi tot, ca să le pierdem pe toate. Miță, fă-ți treaba de cal. Hai cu mine, Miță. Ah, nu știu cum să-l scot de la aia, căcar. Ah, ah, am uitat de asta. Miță, haide. Hai, Miță, știu că poți. Să ne scris... Ai nevoie de ambele uși deschise? Ok. Miță! Dia! Nu știu cum să-i călăști un cal mai exact, să-i bag viteză, dar... Aparent nu așa. Încolo. Hai să vă arăt ce am făcut cu obsidianul ăla, că găsim 3 obsidian. Mamă, ce încet merge. Miță, ești o minciună un pic. Aici l-am împachetat pe bobiță.
Asta că mai e bobițele. Aici este fostul bobiță. Unde am pus un obsidian ca să-i opresc găurica din greșeală. Ameno! Ce-ai făcut cu el? Nu, bobiță! Cal rău! Un bobiț aveam și eu și l-am închis. Poate apare înapoi, l-am închis aici înapoi și poate apare. Haide puțin până la satul ăla de șmecheri, dacă știu unde e. Am un cartof blocat în mână și nu știu cum să-l scot. Real, n-am nicio idee cum. Îi mănânc până dispar, presupun. I-l-am dat la ăsta, e ok. M-am scăpat de grijă. Bun. Bartolome e fericit. Mitsu e așa. Mami! Hai, mă! Aici erai. Eram aproape. Mami, poftim. E dus în semințe, mă, nu. Nu mă știu, e dus în semințe. Mami! Vino înapoi. Mami, uite ce am pentru tine. Poftim, mami. Oare găsim o vulpe pe lângă copacii de pe aici? Uite, hei, pentru Mitsu. Ce e? O mă găi, pisică. Mergi să-i pun lead? Spune că mergi să-i pun lead. Vino înapoi, pisică! Pisic! 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 Bă, ăsta nu e același oraș. Asta nu e același oraș, nu cred că e același oraș. Ce faci, prietene, mai ne batem de atunci? Pisică galbenă, pisică albă! Mamă, cât de pisici! Ce faci, frate? Ce ești tu? Ce e asta? Bles furnance! What? Ce ești tu? Trei! Unde naiba l-am lăsat pe Mitsu? Mitsu? Tu ești Mitsu? Mitsu! Hai să facem așa, cum că suntem în orașul ăsta? În episodul viitor o să încercăm să facem rost de șușu. Nu mă prind exact cum și exact în ce manieră, pentru că dacă îmi spuneți-mi... Dar cred că ar trebui să fie șușu pe lângă orașul ăla pe care l-am găsit prima oară, pentru că acolo am găsit efectiv o grămadă de vulpi. Sub un copac ar trebui să fie două vulpi care fac un pui, pe pui trebuie să-l răpesc. Scrieți-mi în comentarii cum să o fac mai eficient. Eu am fost Alpaca, iar noi ne vedem în episodul următor. Alpaca King Out! Te simt zgârie ușa. Simt cum zgârie ușa în timp ce filmez. Voi auziți?